George Topărceanu, Memorii din război, capitolul 17 Am început să învăț bulgărește. Cu ajutorul lui Branco și al starșului am ajuns să scot din gât câteva sunete. Crâc, mâc, sfâc, care seamnă mai mult asughiți decât a vorbă omenească și îi supără grozav pe cât se pare urechea delicată a profesorilor mei. Amândoi sunt băieți buni, dar ce folos dacă niciunul nu știe românește sau măcar franțuzește? pentru îmbogățirea vocabularului meu, trebuie să arăt cu mâna fiecare lucru în parte ca să aflu cum îl cheamă. Și curios, până acum ne înțelegeam mai bine tu trei. Nu exista gând pe care să nu fi izbutit a îl transmite în cele din urmă prin gesturi și strâmbături după două-trei ceasuri de muncă. De acum s-a isprăvit. De când a intrat filologia între noi, nu mai înțelegem nimic și o ducem tot într-o sfată. Branco, afară de limba lui natală, care seamănă mult cu cea bulgărească, știe și nemțește puțin. A avut nemțoai, că se vede când era mic. Am avut și eu una, dar când era mare. Și nici de la ea n-am fost în stare să învăț mai mult decât știam. Acum, cu bulgăreasca, merge și mai greu. Primul lucru pe care l-am învățat aici a fost un cântec popular, un fel de doină de-a lor. Iată începutul. Malino, mome, malino, ia flesni momev în grădincă, ia chiciți fele ghiulovo. Asta înseamnă malino, fată, malino, ia coboară în grădină să împletești cu nun de trandafiri. Cine s-ar fi așteptat? Capra, crapă, piatra în patru sau fluturele pe punte, fluturele sub punte, tot sună mai frumos și seamănă mai bine cu înțelesul pe care l au decât chiciți fete cu trandafirul. Când mă vedea râzând de cuvintele lor, stașul se înfuria. ne năuciș, coga, stradam, zara, tebe!" striga el roșu de mânie patriotică. De ce mă chinui când sufăr pentru tine?" Napi îți dau prin gard," răspundeam eu, ca să-l împac. În această din urmă replică, urechea lui Dilco surprindea unele sonorități care, la ei ca și la noi, înseamnă cam același lucru și fața îi se însenina pe loc. În bulgărește, mai că nu există cuvânt ca să nu hârie, să nu mărie, să nu zgârie. Mână, pe limba lor, se cheamă râcă. De aici pe semne verbul nostru, a râcăi cu unghiile pe pereți. Mă mir cum am scăpat eu cu viață din asta. In bulgarii au și unele cuvinte care se potrivesc la sunet a idoma ale noastre, atâta doar că au alt înțeles. Astfel, cuvântul mișcă din limba lor înseamnă la noi șoarece. De unde și pentru ce, Dumnezeu știe. Mai de mirare însă decât toate era că bulgarii și sârbii făceau mare haz la rândul lor de limba noastră românească. Înainte de a veni în atingere cu românii, Branco și Dilco cunoșteau din faimă un singur cuvânt, mămăligă. Ce li s-o fi părut lor comic aici nu înțeleg. Acum când îi ascultau pe români vorbind, erau loviți mai cu seamă determinația verbelor și adverbelor noastre în ește. Vorbește, oprește, popește, etc. Drept este că această terminație frecventă, când îți atrage un străin atenția asupra ei, începe să spare de la o vreme cam anapoda și să te persecute. Parcă atunci o auzi întâi. Un cuvânt cu deosebire caragios pentru urechile lui Dilco era cuvântul picioare. De câte ori le auzea, și le auzea cam des, că românii se voitau mai ales de picioare când îi cereau să-i scutească de la muncă, bulgarul strâmba din nas. Urât cuvânt, bre, ce înseamnă asta la voi? I-am explicat ce înseamnă. Pe urmă l-am întrebat cum se zice pe limba lor un picior, două picioare. E din crac dve crăcata. Uite unde duce patriotismul. Dilco învățase la școală că limba bulgărească este cea mai frumoasă limbă de pe fața pământului. Altă limbă armonioasă ca ea nu găsim, credea el. Numai Branco, sârbul, era de altă părere. Când auzea pe bulgar vorbind astfel, Branco sta la o parte și zâmbia. Știa el ce știa. Avusese el grijă să mă învețe un cântec sărbesc al cărui refren suna așa. Hoi za trideset i tridana Nai mon sârța leji rana, hai dvoruse cose, drugi da mârse. Of de 33 de zile, inima mea e rănită, of părul tău castaniu, alții o să-l răvășească. Nu mai putea să cap așadar nicio îndoială pentru mine, gândea el, că limba sârbească e cea mai serafică de pe pământ. O fie înrudită cu cea bulgărească, dar n-are face. Observând că versurile fac asupra mea o impresie mai puternică decât proza, Dilco încerca atunci să-și pună în valoare frumusețea limbii natale, tot printr-un cântec. Dar nu cunoștea pe semne decât unul singur, pe care îl mormăia. S-a cu glas gros, ca din butoi: O todol idie popiște, să-ți dălgot o brădiște, șarină gaidă pisană, să-ți măniste nizănă. Vine popa de la vale cu bărboiul lui cel mare, cu cimpoaie încondeate de mărgele împestrițate. Păcat că nu pot să le dau aici și notele acestui frumos cântec. După atâta învățătură, ardeam de nerăbdare să se ivească vreo ocazie în care să-mi pun în valoare cunoștințele, să-mi probez mie însumi că nu m-am obosit degeaba. Și ocazia s-a ivit chiar atunci. Un nacialnic inginer care conducea lucrările în sector, auzind de mine, a avut poftă să mă cunoască și mi-a trimis vorbă să mă înfățișez la el pe șantier a doua zi. Țineam să-i fac impresie, să încep conversația de dreptul pe bulgărește. Cu ajutorul celor doi prieteni ai mei, mi-am notat în carnet și am învățat pe de rost în bulgărește o frază prin care voiam să-l întreb. Ce lucruri importante dorește să-mi comunice? A doua zi m-am prezentat așadar la năcealnic, i-am făcut un salut militaresc și am debitat, fără să mă încurc, acea frază. Ștoste ste turi râțite tugebuve. Năcealnicul a rămas cu gura căscată. Părea chiar mai surprins decât mă așteptam. Până și pe figurile celor din jurul lui se putea citi o surpriză așa de plăcută că parcă abia se țineau de râs. Îl întrebasem, cum am aflat mai târziu, ce tot stai dumneata așa cu mâinile în buzunare. Văzând însă că mai mult decât atâta nu știam o boabă, Năcealnicul a înțeles cum stă lucrul și nu s-a supărat. A stăruit doar pe franțuzește să-i spun și lui cine m-a învățat pe mine așa de bine limba bulgărească. Dar eu n-am vrut. I-am răspuns numai că la noi această frumoasă limbă se învață în toate școlile secundare, de toate gradele, făcând parte din programa lor oficială. De când umblam prin aceste locuri fericite, nu căzuse încă un strop de ploaie. Începusem să ne deprindem cu gândul că așa o fi obiceiul pe aici. Dar într-o noapte, când ne aștepta mai puțin, un ropo de picături mari s-a pornit în frunzele adăposturilor noastre de crengi împletite. La început, abia treziți din somn, nu ne venea să credem. Unii au ieșit în bătaia stropilor să se încredințeze că e adevărat. Pe urmă, îndată, lucrul nu ni s-a mai părut chiar așa de neobișnuit. Ne-am întors pe partea cealaltă, gata să dormim din nou, bucuroși că suntem la adăpost. Dar ploaia se întețea pe fiecare clipă. În curând Apa cerului a început să pătrundă prin toate spărturile acoperișului șubre de frunze, să ne caute pentru întuneric și să ne picure cu deamănuntul. Mai cu seamă pe ceafă, că nu știai cum să mai stai și în care col să te ghemuiești ca să nu te ajungă. Lagărul nostru era așezat la loc jos, între gura sfetivracei și albea strumei, având la spate numai dealuri înalte și podișuri inclinate. Dar cui să-i treacă prin minte atunci că ar putea ieși ceva rău din asta? După vreo două ceasuri de ploaie repezită și mare în bob, când zbuciumul văzduhului parcă se mai potolise, un urle de puhaie a izbucnit fără veste undeva în întunericul cel mare din jurul nostru. Și până să ne dăm seama cei, am simțit dintr-o dată că ne ia pe sus, adică pe dedesubt. A fost un răgnet și un vălmășal de limbi amestecate ca în vremea potopului. Tot lagărul a sărit în picioare ca un singur om prin bezna de păcură cu apa până la brâu, încerca fiecare să scape cum poate și nu s-a mai știut în fața celei mânii cerești care-i bulgar și care prizonier. Cât ai numărat la zece, s-au risipit toți care încotro și au umplut toate coastele dealurilor din spate, căutând scăpare pe înălțimi. A doua zi duminică ne uscam hainele la soare și ne uitam din deal spre locul unde stătuseră în ajunul cabanele noastre. Nimic nu mai rămăsese din ele doar câțiva pari în fiți și colo și câteva zdrențe la vede frunzi și uscat. Toată vale era înnecată de bălți și băltoace, sclipind în soare. Trebuia să așteptăm să se scurgă apele ca să ne putem reface gospodăriile spulberate. După spaima de astă noapte, oamenii noștri nu-și mai puteau veni în fire de ciudă și de mirare. A dracului țară, mă! Aici va să fii mereu cu ochii în patru, că nu știi niciodată ce-i mai abate. Bulgarii păreau și ei destul de necășiți, dar cu prizonierii se purtau mai prietenos decât înainte. Primejdea comună prin care am trecut le muia se parcă sufletul, îndulcind măcar pentru o zi raporturile dintre ei și prizonieri. Era într-un loc, deasupra șoselei, o groapă largă de unde se scotea în zile de lucru nisip. Fusese inundată peste noapte, dar apa se scursese acum în pământ, lăsând pe fundul ei un șoarece mort înecat. Pe marginea gropii s-a oprit într-un rând un ceasovoi, sprijinit în pușcă și de partea cealaltă un român, cu mâinile la spate. Ca omul când n-are ce face, se uitau amândoi la cel șoare ce necat. Mișcă, zise bulgarul pe limba lui, arătând cu capul spre fundul gropii. Mișcă moașă sa pe gheață, i-a răspuns românul plictisit. Tu nu vezi că e mort?